Domnule primar, spuneți-mi, vă rog, ce proiecte importante aveți pentru dezvoltarea Giurgiului în ultimii ani? În prezent e un oraș aproape mort, nu se întâmplă foarte mare lucru, nu este foarte important din punct de vedere turistic. Cum doriți să schimbați asta? Speranța mea și a oamenilor din Giurgiu se leagă de accesarea proiectelor cu finanțare europeană. Este punctul cel mai important pe care dorim să-l realizăm. Pentru și un singur motiv, în ultimii doi ani în Giurgiu nu s-a accesat niciun proiect european. Deci în 2011 și 2012 nu a fost pe agenda municipalității accesarea de proiecte cu finanțare europeană. Fără aceste proiecte, Giurgiu nu are nicio șansă să se dezvolte. Nu ne este nici indiferent în ce regiune vom face parte. Noi sperăm că vom face din parte din regiunea București-Ilfov. Cărțile să înțeleg că sunt făcute pentru altă regiune sau în altă în altă alcătuire. Să sperăm că lucrurile acestea politice nu ne vor afecta foarte mult. Avem un master plan al Euroregiunii Ruse Giurgiu, un document semnat, un document avizat de către Bruxelles și acest document este piatra de temelie a dezvoltării acestor zone și a Giurgiului și a Ruse, fiindcă noi am gândit dezvoltarea împreună și avem proiect pe dezvoltare economică, avem proiecte pe dezvoltare social-culturală, avem proiecte pe dezvoltarea turismului în zona respectivă. Ne dorim ca Giurgiu să redevină orașul de frontieră, orașul la Dunăre, accesibil bucureștenilor și ca punct și ca zonă de dezvoltare atât economică a Bucureștiului la Dunăre, prin crearea de port de mărfuri, un nou port de mărfuri, un port de embarcațiuni, un marina port în care să aducem embarcațiunile de pe lacul Znagov, destul de înghesuite și nepropice zonei respective, să le aducem la Dunăre, să le oferim oportunitatea de a ieși pe Dunăre, de a vizita insulele de pe Dunăre, de a-și petrece timpul liber pe Dunăre și de ce nu de a pleca de la Giurgiu la mare pe Dunăre cu barca. Cu barca, cu iahturi, cu fel și fel de embarcațiuni mult mai rapide. De altfel, avem pe dezvoltare economică, suntem prin acest master plan a fost stabilit un sit de dezvoltare industrială, o zonă în partea de sud a orașului, un mega sit în care primăria să se implice și să aducă toate utilitățile acelor investitori, iar investitorii prin forța lor și prin accesarea de proiecte de fonduri europene, prin proiecte europene, să putem dezvolta această zonă. Giurgiu nu are o mare experiență sau tradiție în dezvoltarea industrială. Am avut de foarte mult timp zona de port, am avut de peste 100 și ceva de ani șantierul naval. S-a încercat în perioada comunistă o dezvoltare multilaterală sau pe mai multe domenii a părții industriale. Nu a fost viabil, încercăm să dezvoltăm ceea ce este specific locului. Să nu neglijăm factorul natural în dezvoltarea orașului și factorul natural spune că trebuie să ne dezvoltăm în industria turismului. Punctual, ce proiecte aveți pentru perioada 2014-2020? Sunt structurate până în acest moment aproape 30 de proiecte europene, unul mai mare sau mai viabil decât celălalt. Așteptăm perioada de depunere să le depunem, să vedem care din ele vor primi finanțare. Să le luăm în ordinea firească. Există un proiect inițiat cu Federația sau discutat cu Federația Română de Sporturi Nautice, cu Ivan Pațachin, cu Federația din Bulgaria și dorim să facem la Giurgiu un canal pentru sporturi nautice cu tot ceea ce înseamnă lucruri adiacente, adică bază sportivă, hotel, zonă de pregătire sportivă, apoi un port de embarcațiuni mici, un port mare, un port de mărfuri, o zonă de petrecere a timpului liber tot la Dunăre. Deci vedeți că totul se leagă de Dunăre la Giurgiu, fiindcă suntem membri în Consiliul Țărilor și Regiunilor Riverane Dunării. Giurgiu face parte din bordul de conducere a acestui organism european. Cunoaștem foarte bine ce înseamnă strategia Dunării, cunoaștem foarte bine interesul țărilor riverane acestui fluviu care spuneam că ne leagă și nu ne unește și nu ne desparte toate aceste țări și eu zic că pe această strategie putem dezvolta orașul. Vrem să facem o zonă de promenadă. Giurgiu este singurul oraș
din cele care sunt pe malul Dunării, care nu are Dunărea lângă locuitorii orașului. La Giurgiu, Dunărea este aproape la un kilometru depărtare. Este greu să faci o zonă de promenadă, o zonă de faleză la o distanță așa de mare. Dar Giurgiu are și faptul bun că există canalul Sfântul Gheorghe, un canal paralel cu Dunărea, un canal care poate să ofere aceleași facilități și aceleași, până la urmă, oportunități de dezvoltare, de a face zonă de promenadă. Dorim să implementăm și un proiect european privind un cartier Solar City, un cartier independent energetic. Dorim să facem o zonă tot de-a lungul canalului, fiindcă acest canal are peste 5-6 km lungime. Deci ne permite, neavând, eu știu, fluctuații foarte mari de adâncime, neavând, cum au fost perioadele acestea în care Dunărea a fost năvalnică, să creeze anumite probleme. Este o zonă liniștită, o zonă de temporizare a Dunării și putem face o zonă de petrecere a timpului liber, de mici ambarcațiuni, bărci, hidrobiciclete, o plajă. Sunt foarte multe proiecte, o zonă în care trebuie să impulsionăm și să revitalizăm un pic turismul în Giurgiu. Este păcat că locul unde ancorează motonavele care vin cu turiști pe Dunăre, vin la Dunăre și ocolesc Giurgiu, se duc la București. Putem să le oferim într-un mic circuit turistic să vadă cetatea din insula lui Mircea cel Bătrân cu 610 ani de atestare, să vadă câteva obiective religioase, sunt câteva biserici, Biserica Sfântul Nicolae, care a fost construită în 1829, exact cu proclamarea independenței sau în urma războiului ruso-turc, și a fost construită din pietrele cetății dărâmate în acel timp. Avem biserica grecească construită tot în 1869 și care este pictată de Tătărescu. Avem turnul cu ceas care are peste 200 și ceva de ani de atestare și care este punctul și punctul de referință al orașului, face parte din stema heraldică a municipiului Giurgiu. Sunt foarte multe lucruri. Avem strada Gării, care este la fel, are 150-180 de ani. Deci sunt câteva obiective turistice în oraș care merită să fie trecute într-un proiect, să fie trecute într-un ghid turistic și acei turiști care vin să viziteze Bucureștiul, oprindu-se cu motonavele la Giurgiu, să zăbovească o oră, două, să vadă și Giurgiu și să nu mai spună că am trecut pe marginea unui oraș, nici nu știu cum să chema, să se spună, da, am trecut și am văzut chiar lucruri frumoase la Giurgiu și parcă aș mai reveni odată că mi-au plăcut căldura oamenilor. Să știți că giurgiuvenii sunt oameni ospitalieri și calzi. Și lucrul ăsta trebuie să scoatem în față. Care este valoarea acestor proiecte de care ați vorbit până acum? Sunt proiecte cu valori foarte mari. Orice proiect are cel puțin câteva milioane de euro. Deci eu zic că dacă vom reuși să fructificăm o parte din aceste proiecte, la sfârșitul mandatului până în 2016 ar trebui să avem proiecte depuse de peste 100 de milioane de euro. Câinii sunt o mare problemă în Giurgiu, la fel ca în toată România, majoritatea orașelor din România. Dar noi mai avem un avantaj, că la noi s-aud și câinii. În alte părți poate doar mușcă, la Giurgiu s-aud câinii. Bine, acest lucru... Dacă aveți un inventar al câinilor, câte adăposturi are municipalitatea, dacă are vreo unul și ce faceți? Problema aceasta cu inventarul câinilor comunitari este relativă, fiindcă bucureștenii spun că au 60-70.000, nu i-a numărat nimeni. Nu i-a inventariat nimeni. Toți spunem așa, o cifră aproximativă. S-ar putea să fie mai mulți, mai puțin. De obicei se spune că în Giurgiu ar fi câteva mii de câini. Am construit un adăpost de câini, aproape 650 de locuri. L-am dotat exact cum trebuie. Am aprobat o hotărâre de Consiliu privind strângerea acestor câini și camparea lor în acest țarc, fără, după ce au fost deparazitați și după ce, sunt îngrijiți, sterilizați, crotaliați, nu li se mai dau drumul în teritoriu.
Chiar dacă lucrul acesta nu este pe plac asociațiilor de protecție a animalelor și în special a câinilor, este o decizie a consilierilor, este decizia a locuitorilor orașului. Am făcut și un sondaj pe această temă, am vrut să aflu părerea populației și 96% nu vor să-i mai dea drumul înapoi. 70% nu sunt de acord cu eutanasierea și omorârea. Deci e un lucru mare. Înseamnă că giurgiuvenii nu sunt răi la suflet, dar nici nu-i doresc pe stradă. Nu-i doresc de ce? Lucrurile s-au acutizat. Lucrurile s-au ajuns la un grad de suportabilitate greu. Câți oameni aveți pe an? Vă spun că înainte de a lua decizia cu sondajul și, și cu acest țarg de câini și cu faptul că am avut hotărâre de Consiliu să nu mai dăm drumul la câinii înapoi, am luat un studiu, ci date certe de la spital, zilnic în Giurgiu, în județ, sunt mușcați 4-5 persoane, din care cel puțin 2 în oraș. Dar este acea teamă, nu numai mușcatul, dar este teama oamenilor de a-și lăsa copiii în fața blocului, teama oamenilor de a ști că își trimite copilul la școală și nu stă cu inima împăcată că nu poate să nu-i se întâmple ceva. Acest lucru este cel mai dăunător. Și pentru asta trebuie să... Ce faceți în continuare? Mai avem încă un spațiu de aproape 2 hectare, vom construi încă un țar de aproape 1500 de capete. Nu este ușor pentru municipalitate, nu este din punct de vedere financiar ușor de suportat, dar este o problemă, o recunoaștem și o rezolvăm. Cât costă întreținerea căilor în adăpost? Mă rog, până acum că... Până ce se întâmplă? Costă aproape 100 de lei să-i aducem după străzi. Da, așa este, 1.000.000 bani, nu știam, nu făceam paritatea. Prinderea, sterilizarea, curățenia, eu știu ce mai au aproape la început, după aceea sterilizatul costă alți bani, iar întreținerea zilnică este câțiva lei, 2-3 lei pe zi pe câine.